Bună ziua, dragi prieteni, și bine v-am găsit la o nouă ediție de săptămâna de fotbal. Astăzi discutăm despre semifinalele UEFA Europa League, o competiție care se apropie și ea de faza finală. E vorba de finala țintită de cele patru echipe rămase în competiție. Alături de mine sunt Mihai Dolinski și Daniel Samoilă. Vă salut, băieți! Salut! Salut! O să începem discuția cu prima semifinală, e vorba de cea dintre Napoli și Dnepr. Echipa ucraineană care a ajuns în aceste semifinale, ca o surpriză spune, mai ales pe baza situației foarte delicate din Ucraina din momentul de față, în timp ce Napoli e o echipă care, să spunem că și-a atins până în momentul de față statutul de favorită prin această calificare. Una din principalele favorite la competiție, desigur. Daniel, cum vezi șansele celor două echipe? Napoli cu siguranță pleacă ușor favorită, însă nu știm ce se poate întâmpla în aceste stagii finale ale competiției. Da, la prima vedere este o confruntare dezechilibrată. Napoli pleacă categoric cu prima șansă și meciul, în opinia mea, se poate deține încă din prima manșă. Dacă Napoli se bazează exclusiv pe atac, fantastic, cu Higuain, Caiafone și tânărul italian Gabbiadini adus în iarna aceasta de la Sampdoria, să spunem un 2-0 sau un 3-0, ar cam decide dubla, deoarece Benitez s-ar gândi mai bine și la campionat, pentru că acolo vor un loc de Champions League, dar și prin câștigarea competiției își vor asigura acest loc. Iar Dnepru este o echipă periculoasă pe teren propriu. Am să vin și cu câteva statistici despre această confruntare. Dnepru s-a întâlnit cu echipele italiene în 8 confruntări. Ei au adunat 6 înfrângeri, un egal și o victorie. Acea victorie venind pe teren propriu. Napoli este neînvinsă în ultimele 12 confruntări europene pe teren propriu, 9 victorii și 3 egaluri, ultima înfrângere fiind împotriva celor Victoria Plzeň în februarie 2013. Dnepr are un record destul de slab în deplasare, adunând doar o victorie, 4 remize și având 3 înfrângeri. Iar ultimul succes în deplasare a venit contra celor de la Karabakh în acest sezon de Europa League în faza grupelor. Așadar, o confruntare interesantă, iar cel mai bun jucător de la Dnepr este Konoplyanka, care este cel mai faultat jucător din această competiție. Iar de la Napoli, Gonzalo Higuain, care este cel mai bun marcator al competiției cu 7 goluri. Foarte interesante statisticile pe care tocmai ni le-ai prezentat. Mihai, pe tine aș vrea să te întreb cum crezi că va arăta din punct de vedere tactic acest match. Napoli a reușit să treacă în sferturile de finală de o echipă care, cel puțin pe plan intern, a făcut un sezon foarte bun, cu multe meciuri spectaculoase și rezultate impresionante, aș spune. Au reușit cei de la Napoli o victorie cu 6 la 3 la golaveraj, în urma dublei manșe cu Wolfsburg, în timp ce cei de la Dnepr au trecut de echipe precum Olympiacos, Ajax sau Bruges. N-a fost un parcurs foarte, foarte dificil pentru ucrainieni, însă au întâlnit ceva nume mult mai bine cotate decât echipa lor. E un duel interesant pentru că este una dintre favorite, poate principala, ținând cont de cum abordează Benitez meciurile și în special această competiție. Sincer să fiu, nu-mi amintesc când a participat Benitez în Europa League. Sigur, anul trecut au sacrificat cu un pic competiția asta după ce au fost eliminați din UEFA Champions League, când au terminat pe 3 în acea grupă cu Dortmund și cu Arsenal. Au sacrificat-o pentru că vroiau din nou în UEFA Champions League. Anul ăsta au încercat să joace cumva la două capete. Nu mai a fost UEFA Champions League, n-au mai fost grupele care s-o consume pe Napoli și astfel a reușit și în Europa League
să ajungă în semifinale și să fie mare favorită, aș zice eu, la trofeu. Iar în campionat încă sunt acolo într-o luptă cu Lazio, aș zice, la locul 3. E un meci interesant, Benitez, sau pentru mine în special, meciurile astea europene înseamnă duelul antrenorilor și e clar că dacă comparăm pe Rafa Benitez cu antrenorului Dnepr, Miron Markevic, sau cred că așa se citește, am dificultăți la pronunția numelor ucrainienilor. E clar că aici are un avantaj mare Benitez prin prisma experienței, valorii, dar mai e un duel foarte interesant al jucătorilor. Spunea Daniel despre Konoplyanka, de faptul că e cel mai faultat jucător din această competiție. E un duel interesant între extremele stânga ale acestei echipe, între Mertens și Konoplyanka. Sunt jucătorii care și-au procurat cele mai multe ocazii în această ediție de Europa League, deci fiecare se bazează pe intrarea extremei stângi cu dreptul în interior. Sunt jucători cu calități asemănătoare, zice, poate un plus la tehnică pentru ucrainieni, un jucător care mie îmi place foarte mult. Și mă uit, sunt de la aceste echipe sunt primii 6 jucători care și-au procurat ocazii, cele mai multe ocazii. Deci duelul ăsta, după cum arată statistica aici, cu Napoli având Mertens, Cajon, Higuain în acest top, iar Dnepr cu Konoplyanka și cu atacantul Kalinic, ar trebui să ne aștepte un duel cu multe goluri, dar cred că Benitez va încerca în primul meci să nu primească gol, și dacă s-ar putea o victorie cu două goluri marcate, Napoli deja ar lua opțiune serioasă. Cred și în baza acestor cifre că duelul Konoplyanka, probabil cu Maggio, ar putea să reprezinte un duel care să decidă calificarea, iar Konoplyanka ar mai putea umbla la salariu. Nu sunt sigur dacă rămâne liber de contract în vară, cu atât mai bine pentru el dacă rămâne liber în vară și reușește să facă o dublă excepțională contra lui Napoli. Da, Konoplyanka cu siguranță este cel mai important jucător al lui Andrei, Dnepr. aș vrea să Da, te intervin puțin. Dnepr este debutant într-o semifinală de Cupa Europeană, cea mai mare performanță a lor fiind în sfert de finală în Cupa Campionilor Europeni în 1984-85 și în 89-90. Da, iată, practic din cele patru echipe calificate sunt, așa zis, și outsider, însă cu siguranță pot produce surprize dacă s-au calificat până aici. Cei de la Dnepr probabil nu se vor putea baza pe Roman Zozulia, un jucător important în angrenajul echipei care este accidentat și există un semn mare de întrebare în dreptul său și în privința disponibilității sale pentru partida Turcu Napoli. Rafa Benitez spunea despre Dnepr că e o echipă care și-a arătat deja capacitatea și potențialul de a învinge echipe puternice, așa cum au făcut-o în fazele finale ale acestei competiții, și spune că are încredere totală în jucătorii săi, pe de o parte datorită a ceea ce au reușit în acest sezon, atât în Serie A cât și în Europa League, dar și datorită prestațiilor lor de la antrenamente și seriozității de care dau dovadă în fiecare zi. Mihai, ai altceva de adăugat referitor la această dublă? E foarte important ce aș mai sublinia mijlocul, acolo unde Napoli cred că a dezamăgit sezonul ăsta. Sigur, băieții pe grup la noi mai vorbesc și despre apărare, dar depinde și cum apărarea e sprijinită de mijlocași și defensiv, și cred că acolo Napoli a avut mari probleme de a se juca în acel spațiu între linii. Și jucătorii ăștia, cum spuneam, și de acest atacant croat, Nicola Kalinic, Konoplyanka, de ce nu Zozulia, iarăși un
un jucător important, Shelechnikov, acești patru oameni pot produce probleme. Mai e, sper să nu mă înșel, brazilianul Mateus. Deci au jucători de calitate ambele echipe în față. Duelul ăsta propune, ți-am spus, spectacol. Napoli este echipa cu cele mai multe șuturi pe poartă în această competiție, deci o să vedem, cred că, un joc fluent din ambele părți și foarte diversificat. O să vedem acțiuni în care șuturi de la distanță, meciul propune, dacă și Napoli își va propune să joace ceva mai deschis pentru a marca în tur, cred că o să vedem un meci cu goluri. Daniel, tu mai ai ceva de adăugat referitor la această partidă? Da, mai am o statistică interesantă referitor la Niepru, care a faultat de cele mai multe ori și de asemenea este cea mai faultată echipă din această competiție. Iată, o echipă bazată pe atac, un antrenor căruia îi place mult atacul. Eu am mai fost antrenor la Metalist Harkov în trecut, din 2010, performează în campionatul Ucrainei și a creat o echipă aici la Dnipro destul de interesantă, care se bate acolo cu granzii Ucrainei, Shakhtyor și Dinamo Kiev pentru locurile de Champions League. Și iată, a obținut acum o performanță foarte bună. Da, într-adevăr, și Harkov juca un fotbal foarte ofensiv și au avut, dacă mi-aduc eu bine aminte, și atunci performanțe destul de notabile în Europa League. Era o echipă destul de frumoasă cu Clayton Xavier, cu Claude Mir, dacă mi-aduc eu bine aminte. Hai să mergem mai departe cu cealaltă semifinală, e vorba de înfruntarea dintre Fiorentina și Sevilla. Aici cu siguranță vom avea un duel ceva mai disputat, diferența dintre cele două echipe, cel puțin pe hârtie, este ceva mai mică. Sevilla va găzdui primul meci, iar fundașul lui celor de la Sevilla a fost jucător la Olympic Lyon, Timotei Kolodziejczak, spune că echipierii săi sunt încrezători și entuziaști în privința semifinalei cu Fiorentina. Am auzit posibilitatea ca Tătărușanu să revină în poarta Fiorentinei după ce acesta a fost accidentat. În momentul de față e 100% refăcut, însă să vedem ce va prefera antrenorul Vincenzo Montella. Mihai, cum te aștepți să arate cele două echipe? Chiar mă gândeam, e interesant ce sistem va aborda Fiorentina. E, dacă vrei, să facem o paralelă cu meciul Real Juventus. La fel și aici, echipa din Italia poate să propună două sisteme de joc, anume unul cu trei fundași centrali, altul cu doi fundași centrali. Acum stai să te gândești cum va încerca Montella să blocheze jocul în benzi al Sevillei. Sevilla e o echipă care se bazează foarte mult în jocul de benzi, prin Vitolo, prin Aleix Vidal, prin urcarea fundașilor laterali, fie că e acolo Coche, știu eu, spuneai tu Kolodziejczak, dar a jucat mai mult Kolodziejczak fundaș central. Au un joc foarte bine, foarte bine dezvoltat pe benzi, cu Diego Figueira poate să fie în dreapta, și acum să vedem Montella dacă va prefera sistemul 4-3-3 sau va prefera un 3-5-2. Pentru mine e interesant aspectul ăsta. Dacă mă întreb pe mine, m-aș gândi că va juca un 4-3-3 care va deveni un 4-5-1 pe faza de apărare pentru a bloca benzile, dar într-un astfel de sistem cred că Mario Gomez, unic vârf acolo și pe fazele de contraatac, se descurcă destul de greu.
Ideea mea e că lui Mario Gomez i-a convenit mai mult sistemul când echipa se desface pe tranziție pozitivă într-un 3-5-2 cu Salah ușor în spatele lui, pendulând, venind pe culoare egipteanul. Mario Gomez e jucătorul de la Fiorentina care și-a procurat cel mai multe ocazii, deci probabil în el stau speranțele, dar în el stau speranțele de a marca, dar ceilalți din spate trebuie să vină cu mingi. Iar aici va fi important cum va gândi Montella. Cred că, adică, în oricare sistem, Fiorentina are trei oameni de legătură. L-am văzut pe Unai Emery jucând acel 4-2-3-1, dar aș zice cu un mijlocaș mai defensiv în rol de 10, mă refer la Ever Banega, vine mai mult să ajute construcția alături de Krychowiak și Mbia sau de Ibora, depinde cine vor fi ceilalți doi mijlocași defensivi, va fi o partidă interesantă. Fiorentina e echipa care și-a procurat cele mai multe ocazii dintre semifinaliste. Și Sevilla trebuie să fie atentă la aspectul ăsta. Sevilla, ca joc ofensiv, are cel mai slabe cifre dintre cele patru semifinaliste, dar cred că jocul de contraatac e foarte periculos pentru Sevilla. Pe Unai Emery îl știm, e un antrenor ceva mai închis pentru Spania, pe când Montella e un antrenor mai deschis pentru stilul din Italia. E o combinație un pic ciudată, aș zice. Antrenorul cel mai ofensiv din Italia întâlnește unul dintre cei mai defensivi antrenori din campionatul Spaniei. Și ăsta e un duel interesant. Dacă ar fi să meargă, totuși aș merge pe Sevilla. Parcă atunci când câștigă trofeul ăsta, cum s-a întâmplat în 2006, reușesc imediat să-l recucerească. Da, Sevilla e deținătoarea trofeului, câștigătoarea în titlu, și eu nu mă așteptam să reușească să ajungă până aici, în actuala stagiune a competiției, însă Unai Emery a demonstrat că este un tehnician foarte talentat și iată că echipa e aproape de a-și păstra trofeul. Daniel, cum vezi această înfruntare? O confruntare echilibrată, Unai Emery fiind un adept al jocului închis, gen Mourinho, probabil în prima manșă va ataca pentru a marca, iar în retur să conserve rezultatul și astfel să califice echipa din nou în finala Europa League. Cum a spus și Mihai, în 2006 au câștigat și au repetat performanța în 2007, s-ar putea să releze și anul acesta. Acum și în cifre această confruntare. Este pentru prima dată când cele două se întâlnesc într-o competiție organizată de UEFA. Recordul Sevilla contra echipelor italiene este destul de slab. Nici o victorie, un rezultat de egalitate și trei înfrângeri. Fiorentina are un record ceva mai bun în toate echipele spaniole. Două victorii, patru egaluri și șase înfrângeri. În ceea ce privește forma pe teren propriu a Sevillei, ca să vedeți cât de puternică este această echipă andaluză, și-a câștigat ultimele 8 jocuri de pe teren propriu în Europa League, inclusiv și aceste 6 din acest sezon, iar ultima înfrângere a fost 2-0 chiar cu rivalii de la Real Betis, sezonul trecut în optim. Fiorentina și ea este neînvinsă în ultimele 12 jocuri europene din deplasare, având 8 succese și 4 egaluri, iar ultima înfrângere i-a produs mai degrabă Bayern München în sezonul 2009-2010, când s-au impus atunci bavarezii cu 3-2. Un alt lucru interesant este că Sevilla nu a fost niciodată eliminată în semifinalele europene, ori de câte ori a ajuns în această fază, a avansat și în finală. Iar Fiorentina a câștigat 4 din cele 6 semifinale europene. Iar din punct de vedere al jucătorilor, Daniel Carriso, fundașul central al celor de la Sevilla, este jucătorul cu cel mai multe apariții din istoria UEFA Europa League, de la înființarea acestei competiții 2010. În acest an, finala Europa League va avea loc la Varsovia, iar singurul polonez care poate ajunge acolo este mijlocașul defensiv al celor de la Sevilla, Krychowiak. Ce mai putea să spunem? Că
Fiorentina are o vastă experiență în această competiție, fiind prezentă în ultimii ani cât de sus au putut, sferturi, semifinale. Mi-aduc aminte din perioada 2007-2009, când aveau și pe Mutu atunci în 2007 și mereu ajungeau în Cupa UEFA 2007-2008 și, în opinia mea, va fi o dublă echilibrată, un mic plus pentru Sevilla. Da, e foarte bine că ai amintit de mijlocașul celor de la Sevilla, Jegoș Hrihovjak, care are șansa de a juca finala acasă la Varșovia. Mie Sevilla mi se pare o echipă mult mai bine echilibrată față de Fiorentina, care mi se pare că e predispusă la greșeli pe faza defensivă și acest lucru îi poate costa, însă Vincenzo Montella spunea că speră într-o victorie care să aducă încă de după prima manșă un moral pozitiv și încredere în sine pentru elevii săi. Da, Mihai, Andrei, stai, să mai spun ceva. te ascult, sigur. Da. Din punctul de vedere al golurilor marcate, cele două au câte 21 de reușite în această competiție. Din punctul de vedere al posesiei, Fiorentina stă mai bine, 54% față de 48% Sevilla. La număr de ocazii, 193 Fiorentina, 136 Sevilla, cum a spus Unai Emery, bazat pe un stil mai închis, neavând multe ocazii, dar acelea pe care le fructifică. Iar pe poartă au fost 68 față de 57 ale Sevilla și pe lângă 74 pentru Fiorentina, 53 pentru Sevilla. Mihai, tu unde crezi că se poate face diferența în acest meci, care vor fi duelurile cheie? L-ai subliniat pe Krychowiak, e jucătorul de la Sevilla cu cea mai mare precizie a paselor. Și în același timp are și cel mai bun număr de recuperări, deci e fotbalistul care le face pe toate, dacă vrei să spunem așa. E foarte, foarte important jucătorul pentru cum abordează Unai Emery, adică în unele momente vrea și așezarea atacului, dar vrea și agresivitate. Vine ca o mănușă acest jucător pentru stilul lui Emery. Da, referitor la cifrele care le spunea Daniel, vreau să le subliniez și eu exact ce spuneam înainte, adică echipa spaniolă e echipa italiană și echipa italiană e echipa care are o imagine și un joc de echipa spaniolă. Cam așa e meciul ăsta. Acum, să vedem, sunt foarte apropiați ca cifre Krychowiak cu Pizarro, dar cred că toți îl alegem pe polonez. La mijloc, acolo se dă duelul, am mai spus-o, cum va veni Banega să ajute, atât faza de atac, dar și faza de construcție și cât de dinamică va fi Fiorentina când va avea mingea, pentru că sunt sigur că Unai Emery o să-i lase mingea lui Fiorentina, o să-l lase pe Montella să aibă mingea, dar echipa care va face tranziția pozitivă mai bine, cred că aceea va câștiga meciul. Da, uite, înainte să încheiem, vreau să vă întreb dacă credeți că vă vom vedea, început cu sezonul viitor, un duel între cei doi antrenori în trecerea internă. Da, las pe Mihai. Daniel. Aha, eu încep eu. Unai Emery a fost la două echipe, aș zice eu, sensibil egale. Sevilla, Valencia, ca valoare. Milan, că de ea e vorba, e un nume uriaș, e un nume mare. Cred că și Montella e un antrenor pe lista Milanului. E clar că Emery e un antrenor care s-ar potrivi mai bine în Italia și de ce spun lucrul ăsta? Pentru că rezultatele contează în momentul ăsta la Milan și nu aspectul jocului. Deci Milan are nevoie de un om care să facă o bază, să facă o bază solidă, iar Emery, dacă îi dai jucătorii la dispoziție, cu siguranță că poate să-ți facă această bază. Dacă nici el nu reușește să construiască la Milan o bază, o platformă pe care Milan să poată reveni în UEFA Champions League, nu știu cine ar reuși o cu, să zicem, nu cu fonduri uriașe, dar
cu fonduri echilibrate, ca și salariu personal, ca și investiții, cred că Unai Emery ar fi alegerea corectă. Daniel, tu ce crezi? E posibilă această întâlnire și începem cu sezonul viitor? Nu. Eu sunt sigur că Emery va rămâne în Spania, chiar dacă Sevilla va câștiga din nou Europa League și dacă are două cupe în palmares Unai Emery, eu cred că va rămâne în Spania, nu se va duce la Milan, pentru că e mai greu să reconstruiești o echipă. Nu știu dacă îi convine să treacă de la o câștigătoare sau posibilă câștigătoare de Europa League pentru a doua oară la Milan, care își dorește, să zicem, un loc 7, ca atât se poate pentru moment, pentru a accede în tururile preliminare Europa League. Este o echipă în reconstrucție, nu cred că e soluția cea mai bună pentru Milan Emery, pentru că el își dorește trofee, să fie cât mai sus în clasament, asta e părerea mea. Da, iar din partea cealaltă, din cealaltă semifinală, am vorbit sigur de Konoplyanka, însă mie mi se pare un jucător foarte, foarte valoros și cred că cine pune mâna pe el o să dea o mare lovitură, însă presa internațională în ultima perioadă nu prea a vorbit de posibile destinații pentru jucătorul ucrainian, comparat, hai să zicem, cu Cristiano Ronaldo la începutul acestui sezon de Europa League, din ce am citit. Dacă nu mai aveți nimic de adăugat, e ok? Da. Hai să încheiem emisiunea. Le mulțumim și ascultătorilor noștri. Îi invităm să discutăm împreună aceste partide din Europa League și cu siguranță vom avea parte de 4 meciuri foarte interesante care vor decide cele două finaliste care vor ajunge în Polonia, la Varșovia, pentru a juca cu trofeul pe masă. Vă mulțumesc și vouă, domnilor, că ați fost alături de mine. Până la ediția viitoare, vă spunem la revedere!